suntem aici pe Binez, pe ha-ha-ha. Pe ce suntem, mă? Pe ha-ha-ha. Da, mă, bine v-am regăsit la un nou clip cu Mr. Amore după o lungă perioadă de timp. Cred că o lună de zile, dar m-am reîntors cu forțe proaspete, sau mă rog, forțe proaspete, cu întrebări și mai ciudate, dar mă rog. De fapt, rectific, cu niște întrebări foarte normale și sfaturi pe măsură. Da, mă, fără alte prostii adăugate, zic să trecem la întrebările voastre. De ce e proastă? Bă, aia e, pana mea, se întâmplă. Dacă o are mai mare ca a ta, poate fi încă virgină. Ce? E virgină. Ajung cu ea în pat și în ultima clipă se răzgândește. Ce să fac? Bă, cel mai bun sfat și acum fără niciun fel de mișto, nu trebuie să faci nimic. Dacă zice nu, în secunda a doua te duci și te joci FIFA sau nu știu, abar n-am, CS sau te joci și ori faci orice altceva. O să o enervezi foarte tare, ai încredere în mine. Ce zici de femeile tailandeze cu pulă? Preferatele mele, cum naiba. Totul bine, fain, până când o dezbrac și văd că are pulă. După am fugit, am făcut bine? De ce dracu am impresia că tot clipul ăsta o să se rezume la femei cu pulă? Simt că doar despre asta e vorba. Sau sunt doar eu? Dacă se desparte iubita de mine, ce să fac? Îi dau un cap în gură sau direct spital? Depinde la ce cap te referi când îi zici că îi dai în gură, că... Mă rog, dacă o fată de la magazin îmi zâmbește, înseamnă că vrea să ne putem? Cred că da. Sunt convins de asta, la fel și pe Facebook. Dacă una îți dă like, clar o cere, clar o vrea. Ce trebuie să fac ca să combin un băiat? Băi, Andrei Medrihan, nu prea te pot ajuta. Vezi și tu, vorbește cu 3 stariu în cazul ăsta. În general, dacă vreți să agățați băieții, cred că 3 stariu vă dă niște sfaturi utile. Pare că... Dacă păpușa gonflabilă vorbește dintr-o dată, se mai încadrează în aceeași categorie? Frățioare, adică dacă păpușa gonflabilă vorbește dintr-o dată, ești spart. Nu știu cum să zic. Ești pe niște legale, pe niște nasoale. Ai luat ceva iarbă de la Dragonul Roșu, ți-au dat aia cu reducere, adică trebuie să fii puțin spart. Ce fac dacă miroase urât? Știi cum îți iei mașina și... Te duci la spălătorie? Așa o duci și pe aia la spălătorie, direct. Ah, să vezi băieții acolo ce o rezolvă. După ce o spală, normal. După terminarea slujbei, preoții bagă una mică în altar. Bă, nu știu, probabil o cheamă pe tanti Florica și mare gangbang ce este acolo. O bagă în mijloc și preoții așa, bam, gangbang, direct, buf. De ce dracu-mi trece așa ceva prin minte? Nu știu nici eu, dar mă rog. Cum pot să înțeleg fetele? Nu ai cum, e imposibil să înțelegi o femeie în viața asta, e peste puterile noastre, n-ai cum. Am mai zis eu și în alte clipuri, femeia, ea nu se înțelege pe ea, da-mi-te să o înțelegi tu. Dacă spune că e virgină, dar e băiat, ce poți înțelege? Că nu sunteți sănătoși cu capul, inclusiv tu, băi, Alex Seres, nici tu nu ești sănătos cu capul, băi, frățioare. E ceva normal dacă iubita mea răspunde când stric coaie? Coaie, la pisi spune. Superb. Băi, eu zic să o verifici. Știi ce zic? Ca să fii sigur că na. Ea poate să arate la față și la fizic ca femeie. Dar când o dezbraci, s-ar putea să fie nasol. S-ar putea să te facă ea nasul în fond. Să-ți facă acolo ceva. Mamă, deci, video-ul ăsta e mai bolnav ca de obicei. Replică de agățat. Ce face fata? Te sparg o sămânță? Nu dați greșim, vă asigur. Da, parcă-mi și imagine. Se duce așa, ca ultimul libidinos. Face fata, ia zi fătrească familia ta, sparg și o sămânță în tine. Deși n-a sunat prea bine, cum era? Te sparg o sămânță, mai mișto, direct o întreb, te sparg o sămânță în tine, că-s na. Are diaree. Nasol. Să mă risc cu analul? N-am cum să-ți comentez, nu știu, e peste puterile mele. Cum îi zici și te iubesc în cel mai original mod? Habar n-am. Dacă știți voi, lăsați în comentarii. Ajutați-l pe John cu un sfat, cum îi zici unei tipe, te iubesc în cel mai original mod. La mine ar fi, te iubesc, te doresc, dă-te dracu că glumesc, ceva de gen. Acum nu știu, poate voi aveți ceva sfaturi mai utile. Aș face ceva poezie, habar n-am, cred că, cum era aia, frunză verde, frunză lată, să-ți o bag în cur pe toată, mânca mai... Dacă viața-ți dă o bunoacă, ce faci cu ea? Bani de pe urma ei. Mă rog, profi și tu la început și după aia, băi, PC, nu face și noi niște bani, că parcă prea m-am plictisit de tine. Hai, du-te, fă niște bani, că am treabă cu altele. O să ajungeți departe cu mine, mă. Ziua femeii este pe 8 martie, pentru că e singura zi cu două căuri. S-ar putea să ai dreptate. E ok să mă duc cu nevastă mea la furve? Eu mă duc la blonda de alături și pe ea o trimit la măsa. Mamă, bă, superb. Cum a fost asta, ești prost. Bună, bună asta, n-am ce zice. Dacă e grasă cât ușa, cum dracu o fuți? De ce ți-ar trece prin minte așa ceva? Cur sau țâțe? De ce nu ambele? Am văzut-o pe Pornhub, ce să fac? S-o șantajez? Iubita mea are vaginul la ceafă ascuns, după păr. Dacă vreau să-i o bag, iese prin gură.
Simt că video-ul ăsta e mult prea bolnav. Doamne ferește. Ce să fac în privința asta? Să continui să o fut așa? E un fel de ceas cu cuc, nu? Adică vorba aia. Cum i-ai băgat-o, cum... Da, ai primit 101 like-uri pe comentariul ăsta, frățioare. Iubita mea are o listă cu 122 de site-uri de filme porno. Când am întrebat-o ce-i cu ele, a zis că sunt pentru cultura ei generală. Ce am de făcut în cazul ăsta? Dacă e și bună și alege să predea într-o școală așa ceva, deși ar putea să-și facă un privat. Și vine lumea, o testează. Prietena mea este tot timpul plecată. Ba la oraș, ba la muncă și când vine acasă nu mai are chef de nimic. De ce? E și ea obosită. N-am muncit toată ziua. Ba în fund, ba în... Mă rog, am fost cu ea la plimbare și mi-a zis că o mănâncă coaiele. Ce să fac? Deci mă jur, clipul ăsta s-a rezumat doar la femei cu pulă. Ceva foarte rău. Videouri mai bolnave, nu știu dacă există. Adică, probabil există și mai bolnave în YouTube-ul românesc, dar cred că ăsta a ajuns în top. Printre primele. Foaie verde de cucută, m-am bășit și aștept să pută. Ce legătură are treaba asta cu Mr. Amore? Adică, hei, lăsați întrebări pentru Mr. Amore. Și vine Alex XD și zice, foaie verde de cucută, m-am bășit și aștept să pută. Îți mulțumesc pentru întrebare. Dacă fac sex ascultând muzică, oare iese copilul cântăreț? Da, iese după gen. Dacă bagi manele... Un mic salam ce o să faci dacă bagi rock, Marilyn Manson direct. Da mă, și cam asta a fost și cu Mr. Amore episodul 6, cred. Probabil cel mai bolnav episod din serie, dar nu e vina mea, deși e și vina mea că l-am... Dar până la urmă vin aici pe binez, nu? Să ne simtem bine, vorba aia, adică mai pe ha-ha-ha, mai pe binez. Dacă mă dau mai așa, soarele mi-intră fix în ochi, deci de asta stau mai pe, zici că am romatism sau ceva. Dar bate soarele frumos, frățioare, adică uite-te și tu. Mă gândeam să-mi iau niște lumini de alea și să filmez doar seara, să-mi fac un mini studio de ăla, dar mă rog. Eu sper că v-a plăcut, nu? Ați învățat lucruri utile, sunt sigur de asta, dar cel mai important, nu? Că ne simtem bine. Sau cel puțin așa cred eu, mă? E pe amuza, mă, mai aici, mai pe binez, mai pe ha-ha-ha. Da, mă, cam asta a fost. Ce să zic, dacă desigur ți-a plăcut, nu uita să dai un share, un like și să-mi dai 100 de euro. Și ne auzim data viitoare. Salut!